să reprezentați o instituție. A, nouă ni s-a permis, Autocarul este parte, corp comun din protestul nostru și insistăm asupra acestui lucru. Eu stii pornit o procedură după care stabilează... Porniți-ne procedura, dar pur prietenești și omenești. Atât dumneavoastră ați venit să ne amendați sau ați venit să vedeți dacă noi... Am venit vreodată și mă cunoșteți că ignorați indicatorul ceea ce ar fi corect. Dar, dar e corect ca dumneavoastră să vedeți care coleg de-al dumneavoastră la ora 3 a fost și ne-a permis să stăm aici. Am dat seama că schimburile sunt... Nu, cineva intră la trei, cineva iese la trei. Nu, e cu instituție, noi vorbim cu instituția Poliției Republicii Moldova, care este plătită din bani cetățenii astăzi și noi vă respectăm profund pentru munca cinstită pe care o face. Iată, domnul era la trei jumătate, nu vă supărați, n-a spus. Spuneți-le, vă rog frumos, nouă poliția mi-a spus că autocarul face parte de corp comun din și nu încurcă pe nimeni și putem să stăm aici. Eram prezent și așteptam spre asta sau nu? Da, o întrebare, asta nu e afirmație. Da, dumneavoastră era spus. Dumneavoastră nu era spus. Vă sunteți chiar de la început aici. Dumneavoastră? Păi, sunt la început măsuri, dar n-am fost prezent când ați discutat cu asta. Probabil cu cineva din colegi. Din colegi, da. Dar eram în primul rând, tot. Fii cuvântul colegului. E drept, nu dumneavoastră a spus acest lucru, nu dumneavoastră. Dar era spus eu. Dar de bot am spus, tot. La începutul măsurii. De la începutul măsurii, da. Proprietarul. Și proprietarul comunică cine a fost amrantel și eu puteți să vină să se ia autobus. Și da, proprietarul și proprietarul comunică. Legală aceasta. În contencios administrativ sau convențional. Să se ia administrativ. Dar mai mult trebuie face cauze decât... Noi nu curcăm la absolut nimeni, nu deranjăm pe absolut nimeni. Ne-a încălcat un drept al nostru la protest. Și cred că v-ați plictit cu Thank you.
Cât e ziua în clasificare și fac treaba?